Acest spațiu, câteva luni de zile în urmă, a fost pur și simplu pereți albi. Perfect. Noi, artiști tineri și neliniștiți, ne-am gândit ca să folosim acest spațiu, pentru că e foarte bun și am început să-l amenajăm. Pentru mine, arta înseamnă totul. Cu asta trăiesc, asta e viața mea de zi cu zi. Inspirația e bagajul de cunoștințe la care tu lucrezi zilnic să-l îmbogățești din rafturile bibliotecilor, din poezii, din teatru, film, muzică. Mă numesc Victor Frimu, am 29 de ani și mă ocup cu pictura. Sunt artist plastic și angajat la Teatrul Național de Operă și Ballet Maria Biesu. Pictez oameni care mă inspiră sau îmi plac sau îmi sunt dragi mie. Pictez orice ar putea transmite o stare spectatorului și o emoție și un mesaj mai profund. Ca artist, mă văd oriunde. Artistul nu e obligat cumva să stea într-un oficiu. Merge oriunde. Dacă nu el, atunci merg tablourile lui și are granițele deschise. Ne gândim pentru viitor să deschidem un fel de galerie pentru diferite evenimente care vor avea loc cu tineri artiști și talentați. E necesar pentru artiști ca să aibă spațiu unde să se expună cât mai multe. Astfel și ei sunt cunoscuți ca artiști. Un artist trebuie să fie cunoscut, trebuie să-și prezinte spectatorului ceea ce face. Arta întotdeauna a salvat lumea, arta înseamnă frumos, iar noi oamenii avem nevoie de frumos ca să trecem prin anumite situații sau greutăți din viața noastră. Frumosul chiar salvează lumea.